Cadrele medicale de la Spitalul Județean Suceava, care au stat în izolare la domiciliu din cauza epidemiei de COVID-19, nu și-au primit banii pentru concediul medical. Un singur asistent a primit mai puțin cu 1500 de lei în luna aprilie pentru luna martie. Sub protecția anonimatului, acesta ne-a spus că este disperat pentru că are rate de plătit și nu are bani. Conducerea sindicatului Sanitas dă asigurări că a luat legătura deja cu echipa managerială a spitalului pentru a găsi soluții. Certificatele astea medicale nu s-au putut aduce la spital în timp util. Deci asta e explicația de la serviciul RUNOS. Pentru că persoanele, printre care și eu, care ne-am aflat în izolare, n-am putut să ne deplasăm la medici de familie pentru eliberarea certificatelor medicale. Și aceste certificate medicale s-au adus mai târziu la serviciul RUNOS. Și mi s-a spus că vor fi plătite odată cu salariile pe luna aprilie. Eu, între timp, o să port discuții cu șeful serviciului RUNOS, cu domnul major Mărcuș de la Sibiu, și o să încercăm, adică eu am să le propun să vedem ce posibilitate găsim să fie plătite mai devreme decât salariile pe luna aprilie, care, știți, se dau pe 15 mai. Pentru că vreau să vă spun că în momentul de față sunt câțiva colegi care nici n-au eliberat certificatele medicale datorită faptului că unii medici de familie nu vor să le elibereze pentru că, ci că mai așteaptă niște reglementări de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pe de altă parte, președintele director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bleorțu, susține că există cadru legal pentru ca medicii de familie să elibereze documentul care dovedește că salariatul a stat în concediu medical. Referitor la plata concediilor medicale, aceasta este obligația angajatorului, respectiv în cazul asistenților medicale a spitalului, pentru care se face în ziua în care se plătesc drepturile salariale. Deci plata concediilor medicale se efectuează de către angajator în data la care se efectuează plata salariilor pentru luna anterioară. Referitor la eliberarea certificatelor de concedii medicale, legislația a fost modificată în sensul că după perioada de autoizolare până la negativarea testului de COVID, în baza scrisorii medicale eliberate de medicul infecționist, medicul de familie poate elibera în termen de 5 zile de la sfârșitul perioadei de autoizolare certificat de concediu medicale pentru perioada recomandată de către medicul infecționist. Cadrele medicale care s-au întors la serviciu susțin că fac multe ore suplimentare în condiții de stres, pentru că Spitalul Județean Suceava nu a rezolvat încă problema lipsei de personal.